Gospodina chipsuită și ajutoarele de noapte. Poveste scoțiană. În vremurile de mult trecute, după ce își terminau treburile de cu zi prin casă, gospodinele chipzuite se apucau noaptea târziu să toarcă lână și să țeasă veșminte. Obiceiul ăsta îl avea și Inery, soția unui fermier înstărit care locuia în Tairi, aproape de o frumoasă colină înversită pe nume Burg Hill, cunoscută ca sălaș al elfilor. Într-o noapte, după ce soțul și ceilalți din casă plecaseră la culcare, Inery torcea de zor la lumina lumânării. La un moment dat, sfârșită de oboseală, se frecă la ochi și rosti cu voce tare. Oh, dacă ar veni cineva de pe mare sau de pe uscat, din depărtare sau din apropiere, să-mi dea o mână de ajutor să țes odată veșmântul ăsta. Nici nu termină bine de vorbit că se auzi o ciocănitură în ușă și o voce melodioasă îi se adresă. Inery, gospodină chipzuită, lasă-mă să intru. Am venit să-ți dau o mână de ajutor. Uimită de cele auzite, Inery se ridică de pe scaun și deschise ușa. O ciudățenie de femeie stătea în prag. Mică de statură, slabă ca o scândură și îmbrăcată din cap până în picioare în verde. Femeia intră în casă și se duse drept la furca de care era legat caierul, punându-se pe treabă, fără alte vorbe. De-abia închise Inery ușa în spatele femeii, că se auzi o ciocănitură mai puternică și o altă voce melodioasă prinse a rosti. Inery, gospodină chipzuită, lasă-mă să intru, am venit să-ți dau o mână de ajutor. Când Inery deschise ușa pentru a doua oară, o altă bucățică de femeie se strecură în cameră și se așeză la caierul care trebuia tors. Dar ăsta era doar începutul. De-abia se stinse lipăitul pașilor celei de-a doua musafire și apăru a treia femeie în verde, apoi a patra, a cincea, a șasea, a șaptea, până când sărmana Inery le pierdu șirul. Se învârtea neajutorată prin cameră, zăpăcită de zelul neașteptatelor ajutoare. Lâna era dărăcită și pieptănată cât ai clipi. Suveica huruia într-un dute vino neîncetat. Degete neobosite dansau pe războiul de țesut. Mâini grăbite încălzeau apa pentru a curăța postavul țesut. Sunt sigură că toate elfele din Burg Hill s-au adunat în casa mea noaptea asta, își spuse Inery. Camera părea prea mică pentru mărunțelele femei cu piele negricioasă și înveșmântate în verde. Se înghesuia una în alta, iar zarva tot creștea, pârâituri, huruieli, foșnete. De era de mirare că stăpânul casei putea să doarmă în odaia alăturată. Somnul era ciudat de liniștit pentru hârmălaia din jur, iar Inery prinse a se gândi cu teamă că nu cumva elfele să-l fi vrăjit cu cine știe ce descântece. Între timp, vocile pițigăiate ale ajutoarelor ei deveneau tot mai insistente. Femeilor le era foame, iar Inery se dădu de ceasul morții tot gătindu-le bucate. Dacă era obosită înainte de apariția lor, acum era de 7 ori pe atât, tot încercând să le sature gurile hulpave. Noaptea își scurgea orele, iar apetitul lor enorm părea să țină pasul cu iuțeala fantastică pe care o aveau la muncă. Toate bucatele pământului să le fi avut la dispoziție și nu le-ai fi săturat pe gămane. Pe la miezul nopții, Inery maică pica din picioare de obosită ce era și nu se gândea decât cum să le facă vânt musafirelor venite de pe tărâmul elfi. În van încercase să-și trezească soțul care dormea în camera alăturată. Mai degrabă ar fi reușit să însuflețească o lespede de mormânt decât pe omul ei. Strigase de-i crăpau plămânii, iar el nici nu mișcase. Inery era la capătul puterilor, când îi veni în minte că n-aș strica să ceară sfatul unui bătrân înțelept care locuia în apropiere. În vreme ce liota verde se năpustea asupra ultimei șarje de pâine, mai rămăsese doar o turtiță care se rumenea pe cuptor, femeia se strecura afară din casă și iuți pasul spre căsuța bătrânului.
Îi povesti de a fi raport cele întâmplate și îl imploră să o ajute. Cum pot scăpa de elfe? Îl întrebă Inerii. Și cum să-mi trezesc bărbatul care doarme de parcă e vrăjit? Bătrânul înțelept obeșteli zdravăn pentru purtarea ei nesăbuită. Cum de putuse să ceară ajutoare neștiute, așa la întâmplare, de pe mare sau de pe uscat, din depărtare sau din apropiere? În final, bătrânul o sfătui. Câte zile vei mai avea? Să nu-ți mai dorești, să nu ceri sau să nu te rogi să ai ceva de care pe urmă să-ți pară rău că ți-ai băgat singură beleaua în casă. Ai dreptate când bănuiești că bărbatul ți-e înlănțuit de vrăji, dar nu poți să-l trezești așa una, două. Întâi scapă de elfele din casă, apoi stropește-ți bărbatul cu apa folosită la spălatul postavului. Iar ca să le dai papucii elfelor, trebuie să faci cum îți spun. Te întorci acasă și, din pragul ușii, răgnești câte țin baierele de trei ori. Bărhilie în flăcări! Iar verziturile alea o să-ți lase îndată lucrul și se vor îmbulzi afară din casă să vadă cu ochii lor ce se întâmplă. Cum au ieșit din casă, închizi fuguța ușa în urma lor și te apuci să răstorni cu susul în jos toate sculele pe care le-au folosit elfele. La fel faci și cu celelalte obiecte pe care le-au atins verziturile. Mulțumindu-i bătrânului pentru sfat, Inerii se grăbi spre casă. Ajungând la ușă pe care o lăsase întredeschisă, începu să răgnească cât o țineau puterile. Bărhilie în flăcări! Bărhilie în flăcări! Bărhilie înghițit de văpaia focului! Nici nu-și încheie bine Inerii ultima avertizare, că liota de elfe se buluci afară din casă, împingându-se și călcându-se pe picioare, atât de mare le era dorința de a pleca mai repede de acolo. În timp ce ieșeau pe ușă, glasurile li se împleteau în lamentări, fiecare plângând după lucrurile dragi pierdute pentru totdeauna în străfundul dealului vrăjit. Soțul meu și copilașii, brânza mea și butoiașul cu unt, băieții și fetele mele, coșurile mele cu mâncare, pieptenele meu și daracul, firul tors în furcă, vaca și curmeiul de care e legată, goana înspumată a cailor, grapa și plugul și pământul crăpat de secetă, ciocanele mele și nicovala. Bărhil e în flăcări, iar dacă Bărhil se face scrum, toate ocupațiile mele plăcute, veselia și bucuria, se duc pe apa sâmbetei. De îndată ce Inerii le văzu pe toate afară, intră fuguța în casă și tânti ușa în urma ei. Apoi, așa cum fusese sfătuită, începu să răvășească și să răstoarne toate lucrurile folosite de elfe. Scoase firul din roata de tors, răsuci invers lâna din furcă, întoarse războiul cu fundul în sus și luă de pe foc oala cu apă. Nici bine nu îi sprăvise harababura din încăpere, când ceata elfilor, pricepând că au fost trase pe sfoară, se întoarse în graba mare și începu să ciocănească de zor în ușă. Bubuiala loviturilor se înteți, de ziceai că ușa e bătută de grindină. Inerii, gospodină chipzuită, lasă-ne să intrăm, se milogea corul elfilor. Nici nu mă gândesc, se ținea tare gospodina. Văzând că n-o dovedesc, elfele prinseră a se ruga de roata de tors. Drăguță roată de tors, fă-ți drum până la ușă și deschidă. Cum aș putea să vă dau drumul înăuntru, se miră roata de tors, când nu mai am nici măcar o scamă de lână pe mine. Elfele se adresară furcii. Furcă cum se cade, deschide-ne ușa. Aș face-o cu plăcere, răspunse furca. Dar lâna mi-e întoarsă invers. Elfele nu-și pierdură nădejde. Drăguțule război de cusut, n-ai vrea tu să deschizi ușa? Nu pot, oftă războiul de țesut. Sunt gol-goluț, fără niciun fir. Mărunțelele elfe începură să pufnească nervoase, nerăbdătoare să se vadă în casă, când o idee salvatoare li se iți în minte. Turtița care se rumenea pe cuptor. Turtiță frumoșică, ești salvatoarea noastră, deschide-ne ușa de îndată.
Turtița sări de pe plită și prințea se rostogoli grăbită foc spre ușă. Dar gospodina se dovedi mai iute decât ea. Din doi pași o prinse din rostogolire și o aruncă cu fundul în sus pe podea. Când pricepură că într-adevăr n-au nicio șansă să intre în casă, elfele începură să zbiere și să se văicărească. Ce mai? O hărmălaie de te scotea din minți. De-abia atunci își reaminti inării că mai are o treabă de făcut. Umplu o cratiță cu apă din cea folosită la curățat postavul, intră în odaia alăturată și stropi bărbatul din cap până în picioare. Și ce să vezi? Omul se trezi imediat din somnul greu. Nici că se putea un moment mai potrivit. De îndată ce auzi hărmălaia asurzitoare de afară, bărbatul se dădu jos din pat și deschise larg ușa de la intrare. Se proțăpi în prag cu o căutătură cruntă pe chip. Tărăbuiul încetă ca prin farmec și mărunțelele elfe se risipiră ca niște umbre verzi. Și n-au mai venit niciodată să o necăjească din nou pe Inerie.